Vremea rea nu i-a împiedicat pe mulți ploieșteni să participe la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de persoane au înfruntat de 1 decembrie ninsoarea și vântul puternic pentru a asista în special la parada militară. Mulți părinți și-au adus și copiii. Evenimentele au debutat în fața Catedralei Sfântului Ioan Botezătorul, cu prezentarea onorului și intonarea imnului național. Acum mor niciodată să dăm dovezi la lume că noastre mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. A fost oficiată apoi o slujbă religioasă, după care rând pe rând autoritățile prezente au venit la microfon pentru a rosti scurte discursuri. Primarul municipiului Adrian Dobre și prefectul județului Mădălina Lupea au venit din aceeași direcție, pentru că au stat amândoi lângă catedrală, în vreme ce Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean, a sosit din stradă, de unde a preferat să asiste la manifestări. Oficialitățile au vorbit despre semnificația zilei de 1 decembrie și despre eroii acestui neam. Mă gândesc de fiecare dată la cei care nu s-au mai întors acasă. Mă gândesc de fiecare dată la familiilor, la părinților, la copiilor, la soțiile lor. Mă gândesc la Maria, la Ferdinand, la Maniu, la Brătianu și la ploieșteanul nostru Tache Ionescu și ei eroi. Este un moment în care trebuie să ne plecăm în fața lor. Trebuie să ne plecăm cu pioșenie față de trecut, dar trebuie să privim și cu speranță spre viitor. Dragi români, 1 decembrie este simbolul națiunii noastre. Este ziua în care cu toții, de pretutindeni, aniversăm mândria de a fi român. Aniversăm o dată pe an ceea ce an de-a rândul și-au dorit cu toții să fim împreună, să fim uniți, să fim un neam liber și demn. În toată istoria noastră, tot ceea ce am realizat, am realizat cu multe sacrificii. De aceea, astăzi, la ceas de sărbătoare, venim cu coroane de flori pentru a cinsti sacrificiul eroilor noștri de-a lungul istoriei. Am ascultat împreună slujba de pomenire și numai după ce vom ridica o rugăciune pentru eroii noștri, ne vom putea bucura pe deplin. Și da, ne bucurăm pentru că sărbătorim Ziua Națională. Avem la piept tricolorul, dar mai ales în sufletele noastre. Au fost depuse coroane de flori, după care a urmat cel mai așteptat moment al zilei, parada militară. În aplauzele publicului au defilat trupele terestre, precum și autospecialele din dotarea armatei, jandarmeriei, pompierilor și Serviciului Român de Informații. Sărbătoarea a continuat în Parcul Mihai Viteazul, unde punctele de atracție au fost cazanele de fasole cu ciolan. Oamenii s-au așezat la coadă pentru a prinde o porție din mâncarea tradițională de 1 decembrie. Cum e fasolea? Foarte bună, la mulți ani România în primul rând, la mulți ani români. Foarte bună, e prima dată când vin, dar mi-a plăcut. La mulți ani România! Ați așteptat aici la fasole cu ciolan? Foarte puțin! Foarte puțin! Bună, ciolan cu fasole! Nu m-am putut abține și am încercat și eu o porție din fasolea cu ciolan oferită de municipalitate. Este delicioasă! Mâncarea aburindă le-a încălzit oamenilor trupurile, iar muzica populară, care nu a lipsit din program, sufletele. Pe scena amenajată în mijlocul parcului au urcat câțiva artiști care au interpretat cele mai îndrăgite cântece ale românilor. Noi suntem aici pe vostă pământ.